revenit, dragi prieteni, am revenit, stimați invitații, adică am rămas un pic așa la 9,9. 9,9 miliarde, că mă și bâlbire acum, știți? 9,9 miliarde lei vechi pentru spații vers, domnul Barna. Mi se pare mult, poate exagerați. Da, uitați la capitolul 670205, întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement. Deci 9,9... Pentru anul 2022 propune 1.050.000. 10 miliarde? Și 500. Uitați, deci, stați că nu cred, eu așa mai, Toma necredinciosul, da, într-adevăr. Cultură, relia, așa, recreere, întreținere, grădine, nu știu ce... 9,9, da, 990.000 lei noi. 9,9 miliarde, 10 miliarde aproape pentru spații verzi. Atunci ai înțeleg de ce s-au pus foarte multe flori. Da. De unde? Păi, na, dacă bani bugetați, e firesc. Da. Acum eu v-am întrebat câte străzi ar face cu 9,9 miliarde. Măcar vreo două tot ar face. Da, oricum. Nu? Dacă e să vorbim despre buget. Da, se comentează mult, am vorbit un pic și uite, cineva ne-a transmis cu camere de luat vedere, asta mai comentat și eu într-adevăr, pentru cei care aruncă gunoaiele lângă, Tom, da, e o practică, da, nu neapărat pune, în alea 550.000 se vor pune camere de luat vedere inclusiv la pașase tomberoane. Acum știți cum e, întreb și așa, oare e nevoie să punem camere de luat vedere la tomberon că nu sunt respectând regulile, dar vă că e. Da, din păcate e nevoie, dar cred că va fi nevoie și de om să le studie toată ziua. Și mai e un lucru acum, eu nu vreau să fiu răutăcioasă, dar știți, cine operează cu imaginile acelea trebuie să aibă un anumit atestat, da, și anumite avize. Că acele gen de imagini... Dacă apare pe spațiu public... Dar nu numai de asta, nu e voie de opera, n-ai voie să operezi decât dacă ești persoana autorizată în acest sens, că știți cum este și la monitorizare, adică problema asta mai ridicat-o eu la anumite orașe și e destul de delicată speța, nu merge chiar oricine nei ca nimeni să opereze cu acele imagini. Știți că se dau, mă rog, către public doar cu anumite, în anumite condiții, cu mandat de la instanță și așa mai departe. Adică, nici de la bancă nu poți să le iei. Da, exact. Adică sunt, nici poliția aproape nu poți să le iei din bancă. Deci au un alt regim. Au un alt regim. Ne întoarcem la buget, ziceam. Eu ziceam că e un buget necăjit, așa, dar vă gândesc că sunt 9,9 miliarde la spații verzi, întreținere, baze de tratament, baze sportive, nu de tratament, am greșit. Așa, mă gândesc la tratament. Da. Așa, eu zic că nu e un buget subțire. Nu, mai ales să facem analogie așa, dar toți am vorbit de străzi, la reparate străzi avem 2.100.000. 2 milioane, da. Adică 20 de miliarde? 20, da. Așa. Și a venit 15 lei per contribuabil lunar. Așa. Și salariul din primărie ar ajunge la 50 de lei. Ajunge de 3 ori. Adică cum? Cheltuielul personalul ajunge la 50 de lei de persoană lunar. Târgocnea? Da, făcut la o medie de 12. Tot contribuabilii, da, Târgocnea 12, dau câte 50 de lei. Și ăla micu care s-a născut acum ar veni să dea 50 de lei. Cum ar veni? Că luat la populație probabil 12.000, să zic, nu știu dacă mai sunt 12, nu mai știi. 12. Da, eu luat la 12.000, am luat-o, n-am grosso modo, da? Da, n-am făcut-o 11.000 sau... Am înțeles. Deci însemna că toată lumea trebuie să dea câte 50 de lei, da, pentru funcționarea aparatului, da, din primărie, da, nu? Pentru personal. Pe lună. Personal. Pentru personal? Cheltuieli cu personal. Ce sunt celelalte, mai sunt cheltuieli materiale, acolo mai sunt duc și alea. Foarte stufos și cheltuielile materiale se duc la 10 milioane de lei undeva, cheltuieli materiale, tot felul de cheltuieli materiale. Cum deci asta e în buget. 10 cheltuieli, milioane, da, de lei. 18,27. Că... destul de... ați studiat un pic bugetul? Dar le-am studiat, ne-am întâlnit, le-am studiat fiecare pe bucățele, am cerut consultanță de la persoane care au lucrat pe bugetele județene prin alte OAT-uri. Înțeles, și deci... un paradox, am întrebat și ieri pe domnul primar și pe doamna contabil șef, veniturile fiscale. Adică? Sunt și veniturile fiscale undeva, în bugetul pe 2020 a fost bugetat 5 milioane, să zic, s-au realizat 2.600.000, acum sunt 9 milioane și ceva. De 251 mai mult decât la sută cu cât au realizat ei. Am înțeles.
Cum stau cu gradul de încasare a taxelor și impozitelor locale? Pentru că este o componentă importantă a bugetului, ca să zicem așa. Da, 90% sau ceva erau parcă în adresa de la, de la Ministerul de Finanțe. Da, nu, adică aici gradul de încasare, vezi exact și puterea economică a Târgovnei, știți că... Da, dar la gradul de încasare, nu știu dacă poți să dai seama, s-ar putea fi restant din celălalt an și toți adună unul peste altul și toți adună gradul. Se rostogolesc, vreți să spuneți, da. Am înțeles și nu avem o imagine de ansamblu. Gradul de realizare a veniturilor proprii pe venituri 90%. Da, asta este relativ destul. Gradul de finanțare din venituri proprii 41% pe 2020. Da, probabil că sunt, au multe și din spate de recuperare, da. Da. Aici e, sunt rostogolite, da. Sumele, nu mai avem trebuie adivinț ceva și mai prinde. Și atunci, exact, bine, și corect să-și plătească până, da, la urmă toată lumea asta. Da, va fi un buget, în opinia mea, destul de interesant, de drămuit, că nu prea pare așa generos, deși, repet, anumite lucruri sunt bine structurate și vorba telespectatorului care în urmă am văzut că s-au pus floricele, ceea ce e foarte bine, s-a lucrat și duminica, probabil se plătesc orele suplimentare, nu știu cum, da, se face chestiune. Sâmbătă se face și duminica. Și duminica plătește 100%, duminica 50%. E sâmbătă 50%. Da, nu, deci duminica am văzut... Sau le dă recuperări. E și situația aceasta, da, într-adevăr, adică omului trebuie să-i plătești că na, a venit la muncă în afara programului, cum ar fi, da, programul e de luni până vineri, timp de 8 ore, acum, na, știți cum este. Da, oricum, interesant aspectul care l-a semnalat mai devreme, cu câți bani se dau la, mă rog, cei cu dosare sociale și câți bani se dau pe burse, pentru că nu știu cum să zic, nu știu cum veți gestiona mâine situația în ședința de Consiliu Local. Cu siguranță, dacă urmăresc copiii această emisiune sau părinții în special și vor vedea și mâine ședința în plen, eu cred că lucrurile nu vor rămâne chiar așa, pentru că știți cum este, toate până la copii, părinții, nu? Cum e, elevii obțin rezultate bune la învățătură și noi nu îi încurajăm să meargă pe drumul ăsta, mi se pare... Da, eu, din câte știu, este și o vită circulară la toate OAT-urile de la domnul prefect, în care îi roagă să respecte legea, atât, să respecte legea. Banii aceștia, haideți să vorbim un pic și de rădăcina, de unde vin. Banii aceștia, în esență, de unde sunt? Sunt de la bugetul național? Da, din cont de fapt la TVA, la... Adică cea mai mare parte vin de la bugetul național, da, ca să înțeleg eu mecanismul. Da, vom afla mai mâine în plen, am doi invitați surpriză mâine și ei știu mult mai bine că am înțeles de la ei că au fost eroare la județul Bacău. N-au cerut inspectorul județean exact cât bani trebuie. Înțeles. Cam ar fi singurul județ care nu a recuperat suma asta. Da. Și un aspect interesant care domnul Prăjinariu l-a semnalat mai devreme, legat de, domnule, că sunt elevii navetiști sau nu, veți susține același punct și în ședința de Consiliu, domnule Prăjinariu? Normal, evident. Adică, știți cum e? Mie nu mi se pare ok să dăm numai la copiii din Târgovna. Să facem discriminări. Și copiii, ceilalți copii, să nu le dea, să nu primească aceste burse doar pentru simplu motiv că nu au domiciliu în Târgovna. Dar ei mănâncă în Târgovna, ei consumă din Târgovna, nu? Părinții fac eforturi să-i trimită la școală în Târgovna. Adică nu așa ar fi corect, zic eu, măsura dreptății. În tatea în învățământ primește finanțare pe relevola. Profesorii și-au banii, da, și de pe urma lor. Și adică... în tatea în învățământ are cotă parte fiecare elev. Păi da, despre asta vorbim, da, adică trebuie să... foarte frumos că se modernizează unitățile de învățământ, foarte frumos că li se creează condiții, să, ideal ar fi să și putem merge în format fizic la școală, da, asta e altă discuție, dar vorba cuiva, betonul rămâne beton, nu? Copiii se bucură și știți cum e, nimic nu-i fericește mai mult pe părinți decât să-și vadă copilul fericit. Da, la un... videoconferință cu prefectul și cu președinta asociației elevilor de la București, de la Bacău și celelalte județe, așa, numai primarul de la Zemeș
din producție a dat toți banii. La zi, la toți elevii. Au bugetat, au făcut ce au făcut. Și bănuiesc că Zemeșul ăsta așa de grozav cu banii. Toți banii l-a dat. Da. Practic, din ceea ce înțeleg eu de la dumneavoastră, doriți să investim în tineri, pentru că ei vor fi, nu, generația de adulții de mâine. Da, dacă nu, legiuitorul spunea că nu se dau burse, nu se dădeau, să zic. Corect. Rămâne la altune Consiliului să vadă dacă nu s-au... Bă, dacă avem bani, nu avem bani, ne este greu, nu avem încasări, nu știu. Și din proiectul ăla, din făcut de domnul primar, cel mai mult scad acolo bursele sociale. Pe când acela ar trebui probabil mers. Da, dacă erau 377, acum scad mai puțin jumătate. Ce, un sfert scad. Aveți lista pe defalcat făcut? Da, este undeva. Da, într-adevăr, trebuie de făcut corect dacă ești. Adică, na, bursele sunt, se împart, domnul Prăjinariu, dacă ne explicați un pic, pe trei secțiuni. Sociale, de merit și de studiu. Da, sau ceva de genul, genul ăsta, da? Așa, deci în principiu ar trebui să, cam toate categoriile, nu suntem toți genii, dar putem fi, că avem situație financiară mai precară sau... Da, au fost argumente și discuții de genul de ce să sprijinim puturoși, nu știu cum, să ia un fel de asistare socială, cumva, în genul ăsta. Da, dosarele sociale, deci, am văzut cât sunt cota aparte, mărim, da. Nu? Deci nu cumva ar trebui să nu prea mai existe burse sociale, asta e gândirea, asta ar fi de... Nu să nu mai există. Să fie numai burse de merit. Care nu-și permit să-i... Să se dea numai la cei cu nota 10, că să se dea la... olimpici, la cei care... Și la ceilalți care au probleme acasă și n-au, poate părinții lucrează cu ziua, că sunt cazuri, trăim în România asta și asta e situațiunea, din păcate, nu? Sunt copii care, mă rog, își împrumută încălțările unii de la alții, să nu mai zic ghiozdan unii de la alții, noroc cu școala asta online, că nu... Am mai rezolvat niște probleme. Da. Să zicem așa, da. Și nasc altele, că da. Dispozitive de a ajunge la școală și de a, sau mă rog, de a face școală online mai greuți, așa că... Da. Până la urmă, situația copiilor nu trebuie să ne preocupe. Rămân la ideea că copiii sunt generația de mâine, adulții de mâine și trebuie să-i respectăm și să-i tratăm așa cum trebuie. Ați găsit situația? Eu am pasat la Atlanta. Nu aveți aici, că am vorbit mai devreme un piculeț de ea și m-a... Multe că... M-a interesat în mod deosebit. Deci, cu alte cuvinte, tot ceea ce mi-ați spus acum în această emisiune, veți aduce în discuție pe ordinea de zi mâine? Da, sigur. Nu... Nu renunțați, nu faceți rabat la nimic. Dacă așa, alte luate așa, dacă se poate și dreptul lor, nu avem nimic împotrivă. Nu știu ceilalți colegi, dacă vor vota politic sau nu. Poftiți? Mai ziceți? Dacă vor vota politic sau nu. Na, ați văzut, știți cum este, acum eu nu vreau să fiu răutăcioasă, dar poate și profesorii urmăresc ședința de Consiliu, nu? Da. Cu siguranță urmăresc. Nu mai zic de părinți sau elevi, că cred că s-ar bucura să știe, domnule, să primești, că și valoarea cuantumului nu este exagerat de mare, 100 de lei, nu e foarte mult. Adică reprezintă o sumă destul de modestă, dar importantă pentru un copil. Știți? Adică despre asta ar fi vorba. Ați găsit-o? Nu, am găsit să o găsim. Nu-i nimic. O să bănuiesc că mâine o să le aveți pe toate puse la îndemână ca să faceți expunerea. Care, acum facem așa o speculație, ne lansăm în speculații cu permisiunea dumneavoastră. Asta le-am găsit. O găsit. Ia să vedem. Dacă erau de la adresa venită de la Asociația Academică, erau 377 de burse sociale. Acum, în proiectul care a apărut de la executiv, sunt 95. Deci, stați, dacă la dumneavoastră câte sunt? 377. 377, da? Aproape 380. Da. Facem rotund. Iar acum, în proiectul depus sunt 95. Adică, nici nu știu de câte ori burse de burse de studii erau 227. La dumneavoastră? Nu, la Instituția Academică trimisă de... Inspectorat? Inspectorat. De doamna Misailă, bine, inspector general ajung. Da, da, deci da. Este un act oficial. Da, și da, acum da. Pe proiectul care a depus de domnul primar sunt 30. Deci a scăzut cu 200 de bucăți de elevi. Dar și la primul a scăzut cu... La primul că de la 550 la 200. Da, nici nu știu. Și acum eu aș face o speculație, știți? O să fiu răutăcioasă și iar o să-mi pară rău că am avut dreptate.
Și îmi pare rău pentru copiii care urmăresc sau părinții care urmăresc această emisiune, dar cu părere de rău vă spun că proiectul inițiat de consilierii USL cu siguranță nu va fi votat și va fi votat proiectul înaintat de executiv. Adică din totalul dumneavoastră ați depus câte proiecte, câte burse să fie totalul? 1157. 1157, dragi. Potențiale. Nu se știe. Posibile. Alea, da, autorul social nu se știe sigur, până vii cu dosar nu se știe exact. Bun, 1157, da. În condițiile în care cel depus de executiv are un total 325. De 320 și un pic de, da. De 350, de, hai să fiu sumă. 350 de deci 8, de burse. 800 diferență. De deci 800 de copii, din ce înțeleg eu de la dumneavoastră, sunt șanse să fie tăiați de pe listă din pix. Da. Zic bine? Da, dar nu știu cum. Și avem speranța că chiar dacă va trece proiectul domnului primar, nu va avea vizi de egalitate. De ce? Legea. Dacă legea spune că sunt de la 3, de la 850 în sus. Să mă uit și eu la că nu că nu vă cred, dar vreau să văd și eu cu ochii mei. Zice aici, mă scuzați că da, nu vă cred. Problemă. Inspectoratul Școlar Județean Bacău este cu andetul Ministerului Educației și Cercetării. Este o adresă făcută, are numărul din 8-12-2020. Da, este situația normală. A ieșit pe 9-12 din Târgu Ocna. Așa. Și aflăm aici că la Colegiul Național Costache Negri ar fi fost frumos să avem din situația propusă de executiv, da. Câte sunt la Colegiul Național? Colegiul Național per total sau per total ar trebui să fie la aici văd 351. Da, aici sunt 210. Deci 100 de copii sunt tăiați cu pixul de pe listă, nu? Așa înțeleg eu de da, la dumneavoastră. Vai ce. Ziceți de mine că sunt jurnalist și sunt ironică, dar m-ați lăsat, m-ați făcut knockout. O să rog colegul dacă se poate să fim în oglindă unul lângă altul ca să putem face analiza. Liceul tehnologic, aici văd... Erau 10. Acolo sunt cu burse de studii. 6. Alt... Da, aici sunt 10. 6 văd aici. Da. Deci în 3 cu studiu și burse de merit 3. Deci 9 copii da. În total. Dar să că e mai mult la prima situație, la Colegiul Național, sunt mult mai mulți. Că avem așa, burse de, mulțumesc frumos, 351 sunt burse de merit, 162 burse de studiu și 197 burse sociale. Da. Da? Iar la dumneavoastră aici așa ar fi un total mult mai mare, ar fi undeva de aproape 600 de, da. De copilași. La proiectul executiv sunt 130 de merit, 10 de studiu, 70 sociale, 210 burse. Deci eu am zis undeva la un 600, da. 400 de copilași scoși de pe listă. Liceul Tehnologic Târgu Ocna, avem 9 copii. Da, acum sunt 10 la executiv. E, bun, așa, e bine, nu trebuie da. Desemnalat. Dar nicio problemă, fost mai general, corect, nicio problemă. Despre asta e vorba. La școala numărul 1 avem da. Așa, 104 merit. Da. Așa, 36 de studiu da. Și 85 social. Da, aici per total sunt 70 de aici elevi. Aici mai mulți. Da, dar aici înțelegem situația că e asta clădirea în lucru și de asta sunt mai puține burse. Dar nu are face. La dumneavoastră sunt mai mulți trecuți aici. Dar nu la mine, adresa la, de la Inspectoratul Școlar Județean, dragii mei. Pare că dacă nu semnează și domnul inspector general. Da, Vlad Ida este da. Semnează. Generalul, da. Și școala numărul 2, avem aici 85 la merit, 23 la studiu și 95 la social. Da, la școala 2 sunt per total 35. Wow! Deci 800. 35 de copii? Deci lipsesc 800. Da. Nu. Nu știu ce. Este prima dată când simți așa că regret că am dreptate și că sunt șanse foarte mari ca acești copilași să nu primească acele burse pentru că, na, nu știu. Și mai un lucru, repet, dacă nu sunt bani din bugetul local și vin de la guvern, cea mai mare parte, de ce să nu-i dăm, domnul Barna? Posibil, deci numai pe semestrul 1 erau 400 și
până 400.000. Putea să dea pe ăstea 351 care sunt la ora asta alocați, să dea pentru semestru 1 și semestru 2 la rectificare bugetară. Dar mă întreb eu, domnul Barna, de ce să nu-i dăm? Nu dăm copiilor bursele? Poate le dă și după aceea pune și din bugetul local dacă e nevoie și după aceea la rectificare bugetară ne luăm bani înapoi. Sau punem, dăm din bugetul sau o dăm parte, cât primim de la guvern, da, și, restul punem și zicem, bă, când o să primim, da, vă dăm diferența, înapoi, da, că nu e treaba, da, noastră. Și avem hotărâri făcute. De ce nu vor să dea bursele? Hotărâri făcute. Sau, mă rog, de ce dau numai un anumit număr? Probabil că le-a fi frică, eu știu, de curtea de conturi, de, nu știu, dacă că, fie... că se cheltuiesc prea mulți poate bani. Poate de la semestru 1, noi pe semestru 1, atât. Noi am vorbit nu de un an școlar, am vorbit numai de semestru 1. Deocamdată. Și nu s-au încheiat încă anul școlar, deci se... Semestru. Poate întâmpla mai multe. Adică se poate acoperi. Da. Eu încerc să... Din banii de la guvern. Se poate acoperi semestrul. Deci eu încerc să înțeleg de ce să nu dăm bani copiilor. Sau, mă rog, celor care merită din situația de la inspectoratul școlar județean. Adică... Da, poate în analiza care e. Problema nu sunt sumele. Problema este hotărârea de Consiliu, să spună clar. Că se încadrează acolo, că se încadrează. Poate sunt numai 30. Poate că nu o să vină toți cu dosarul, da, social. Da, 400 sau 300. Cât sunt pe, da, total? Poate vin numai jumătate. Poate vin 5. Din, da, poate din 377 mai vin nu știu cât. 100, da, poftim. Poate nu se, n-au documentațiile, da, toate poate și poate să piardă. Da. Da, na, nu știu, poate eu greșesc și poate eu greșesc și aș vrea să greșesc, domnul Barna, și mâine la ședință să zic că executivul, da, domnule, ați greșit, ați speculat în emisiune. Și partea bună, că nu urmă așa, executivul a bugetat 30.000 pentru olimpici, care sunt așa, pentru proștepii de promoții, și pentru elevii care au media 10 la terminarea anului școlar, dar nu mai mult de 600 de lei. Că dacă depășește 600 de lei, intră la impostare. Și ia mai puțin. 600 de lei maxim. Am înțeles. Da, s-a mai întâmplat într-un an bizar. Eu uite, un lucru bun dacă s-a mai întâmplat bizar într-un an de zile când n-au avut bugetat cât trebuie și s-au erau 12 de promoție cu 10 și au dat bani pe jumate. Eu păși pe tine două. Da. Eu am făcut, am făcut o speculație în această emisiune. Eu sunt sigură că mâine o să mi se dovedească contrariul, că în cadrul plenului ședinței de Consiliu executivul o să găsească soluții și de ce nu să aprobe cel mai corect și cel mai bun proiect pentru comunitate, pentru copiii comunității. Să nu uităm, mâine în ședința de Consiliu Local se va vota și proiectul pentru repartizarea celor 13 locuințe ANL disponibile. Sunt 41 dosare. Este extraordinar de bună. Da, sunt 41 dosare, 13 persoane, familii care se încadrează singuri vor primi cât de curând cheile. Un din amendamente care l-a făcut în comisie este la încheierea contractului să nu aibă nicio datorie la FIS, să vină cu certificat fiscal. Corect, așa este, ca să vadă că nu este un platnic. Practic asta ar fi, înțeleg eu din... Da, mâine avem și o să avem și vechile plăți, ADIS, ADIB. Cotizațiile care până anuale la urmă, care sunt. Știți cum este, sunteți acolo, ați intrat în horă, trebuie, da, să le achitați. Adică, așa au fost făcute, astea sunt. Da, probabil că astea sunt făcute și nu avem ce comenta la ele. Da, eu cu regret vă anunț că timpul alocat emisiunii s-a scurs așa cu repeziciune. Sper că v-ați simțit bine la noi, domnul Prăjinariu. E prima dată când veniți, dar sper să nu fie ultima dată, nu? Și eu sper la fel. Ok, este în regulă. Și urez la toți auditorii noștri multă sănătate. E mai bună decât toate. Și așa este. Și nu, până de Paște nu cred că ne mai vedem în emisiune, nu? Mai luăm o pauză. Transmiteți ceva celor care ne urmăresc? Da, o să transmit sărbători fericite la toți locuitorii din Târgu Ocna. Și nu numai lor, cred. Și numai lor și la ceilalți. Așa, multe sărbători fericite și ca să facem ca o glumă așa și cetățenie ortodoxă, le transmitem un... Când da, ați avut o exprimare intenționată, am înțeles. Și ne vedem în curând sănătoși. Și... Nu există etnie ortodoxă. Nu, a fost o glumă. Spirit de glumă, și, da. Și pentru navetiști, la și fel. Pentru... Aceleași urări și pentru cei care sunt navetiști. Da, într-adevăr, și cei, că vin sărbătorile pentru noi toți. Pentru toată lumea. Așa este. Eu vă mulțumesc deocamdată pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm pe la noi.
Deci ne vedem sănătoși luna mai, cred că. Luna mai după mai. Paște, după Paște, așa, liniștiți. Poate lumea se mai liniștește, poate vom veni în zona verde, vom da drumul la 1 iunie la tot ce se poate, lumea vaccinată. Da, într-adevăr, așa este. Dragii mei, aceasta a fost emisiunea 24 de ore. Nu uitați că în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 17, sunt în fața dumneavoastră cu invitații mei. Fiți cu ochii pe noi!